Ghidul președinților secțiilor de votare. Transmiterea corectă a prezenței la vot. Raportarea participării la vot prin SMS. Nu folosiți telefoanele personale pentru transmiterea acestor SMS-uri. Doar mesajele recepționate de la telefoanele primite în custodie vor fi recunoscute de sistem și acceptate pentru comunicarea datelor. Telefoanele mobile primite în custodie vor fi folosite doar pentru transmiterea prezenței la vot și comunicarea în procesul electoral. Pentru situațiile speciale în care nu puteți utiliza telefonul mobil pentru raportarea prin SMS, veți fi contactat de către reprezentanții centrului de suport. Procedura de transmitere. Pe telefonul aflat în custodie veți primi un SMS prin care vi se solicită raportarea pentru o anumită oră de forma. Transmiteți prezența pentru ora, răspunzând cu un SMS în formatul cunoscut. În cazul în care, pentru o anumită oră de raportare, nu primiți acest SMS, trebuie să respectați următoarea procedură de transmitere a prezenței la vot pentru orele de referință: 10, 13, 16, 19, 21. Veți răspunde prin reply mesajului prin care vi se solicită raportarea sau veți trimite mesaj nou în cazul în care nu ați primit SMS-ul inițial la numărul 1, 8, 6, 3. Aveți posibilitatea să trimiteți maximum 3 mesaje în intervalul de 30 de minute de la ora solicitată pentru raportare. Orice SMS trimis ulterior nu va mai fi acceptat de către sistem, urmând să fiți contactat telefonic. Având în vedere faptul că recepționarea SMS-urilor nu se face instantaneu, recomandăm transmiterea datelor în primele 15 minute ale intervalului de timp alocat. Exemplu de raportare. Veți primi SMS-ul. Transmiteți prezența pentru ora 13, răspunzând cu un SMS în formatul cunoscut. Veți comunica prezența la vot pentru ora primită în SMS și numai pentru această oră astfel: 13 Spațiu 150 Spațiu 20 Spațiu 5 Spațiu 175 Unde? 13 reprezintă ora de raportare. 150 Reprezintă numărul de alegători înscriși pe lista electorală permanentă care s-au prezentat la urne până la ora 13. 20. Reprezintă numărul de alegători înscriși pe lista electorală suplimentară care s-au prezentat la urne până la ora 13. 5. Reprezintă numărul de alegători înscriși care au votat utilizând urna specială până la ora 13. 175 reprezintă numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, suma dintre numărul de alegători care s-au prezentat la urne înscriși pe lista electorală permanentă, numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși pe lista electorală suplimentară și numărul alegătorilor care au votat utilizând urna specială până la ora 13. Astfel, 150 plus 20 plus 5 este egal 175. Spațiul reprezintă în acest caz tipul de separator dintre grupurile de cifre ales. Dumneavoastră puteți folosi ca separator, dacă doriți, tasta diez sau steluță. Dacă mesajul a fost scris corect și a fost validat de sistem, veți primi un mesaj de confirmare de formă. Raportare la ora 13 spațiu 150, spațiu 20, spațiu 5, spațiu 175, spațiu corectă. Dacă mesajul nu este corect, veți primi unul dintre următoarele răspunsuri. Raportare în format incorrect. Ora transmisă nu este corectă. Am primit ora 12. Totalul alegătorilor prezenți la vot nu este corect. Am primit 172 votanți pentru ora 13. În toate aceste situații, verificați imediat corectitudinea datelor și retransmiteți mesajul cu cifrele corecte în formatul stabilit. Atenție, după retransmiterea mesajului mai aveți un singur SMS la dispoziție pentru ora respectivă de raportare. În cazul în care primiți unul dintre mesajele următoare, număr votanți în lista permanentă mai mic decât cel precedent, am primit 148 votanți pentru ora 13. Sau, număr votanți în lista suplimentară mai mic decât cel precedent, am primit 19 votanți pentru ora 13. Sau, număr votanți cu urna specială mai mic decât cel precedent, am primit 4 votanți pentru ora 13 sau numărul de votanți transmis a depășit valoarea numărului înscris în listele permanente. Am primit 150 de votanți pentru ora 13. Verificați imediat datele trimise. Dacă ați greșit, retransmiteți mesajul cu datele corecte în formatul stabilit. Dacă nu ați greșit, nu mai trimiteți încă un SMS. Așteptați să fiți sunați de centrul de suport pentru confirmarea datelor. În cazul în care primiți unul dintre mesajele următoare, ați depășit numărul de SMS-uri permis, veți fi contactat telefonic de centrul de suport. Nu se mai primesc raportări pentru ora 13. În acest caz, nu mai transmiteți mesaje SMS pentru ora de raportare, ora 13, în exemplul prezentat. Așteptați să fiți sunați de centrul de suport pentru a comunica telefonic datele. În situația în care de pe telefonul alocat unei secții de votare se primesc două sau trei SMS-uri cu aceeași oră de referință în intervalul de timp de o jumătate de oră, se va considera corect ultimul SMS primit. În situația în care sistemul nu a recepționat un mesaj corect de la secția de votare, veți fi contactat telefonic de centrul de suport pentru raportarea datelor corecte. Simularea generală Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor avea telefoanele mobile primite în custodie, pornite pentru a participa la simularea generală. Aceștia vor primi câte un mesaj pe oră, în intervalul 10-14, cu textul adaptat orelor de referință 10, 13, 16, 19 și 21, de forma: Simulare. Transmiteți prezența pentru ora 10, răspunzând cu un SMS în formatul cunoscut. Președinții birourilor electorale vor răspunde cu un SMS la numărul 1863 de forma 10, spațiu 48, spațiu 12, spațiu 3, spațiu 63. Datele referitoare la numărul de alegători transmise sunt fictive. Test de prezență. Președinții birourilor electorale vor participa la testul de prezență prin transmiterea unui SMS la numărul 1863 de forma 7 spațiu 0 spațiu 0 spațiu 0 spațiu 0, 0, 0, 0 sau 7 Diez zero diez zero diez zero diez zero sau șapte steluță zero steluță zero steluță zero steluță zero. Pentru a evita blocarea mesajelor pe care urmează să le primiți de la biroul electoral, vă rugăm să goliți periodic mesageria telefonului mobil.